Sindromul de ovar micropolichistic reprezintă cea mai frecventă afecțiune endocrină a femeii de la pubertate și până la menopauză. Ea afectează între 6 și 15% din femeile din această perioadă de vârstă. Este caracterizată prin mai multe criterii de diagnostic și sunt suficiente două pentru ca diagnosticul să poată fi impus. Astfel, fie tulburări de ciclu menstrual sau lipsa ovulației sau infertilitate, un criteriu, al doilea criteriu ar fi hiperandrogenism, adică exces de fie de hormon masculin la dozările hormonale, fie al unor elemente fenotipice, cum ar fi virilism pilar sau sindrom acneic, la aspectul clinic, și al treilea criteriu este cel ecografic, și anume aspect ecografic de ovar micropolichistic, acest lucru definit ca prezența unui număr de peste 10 microchisturi pe secțiunea ovariană în timpul examinării ecografice. Pacientele se prezintă cel mai frecvent la cabinetele de endocrinologie pentru unul din următoarele motive. Pacientele de vârstă adolescentă sau foarte tinere, pentru aspectul estetic. Fie că au părul gras, fie că au exces de pilozitate, fie că au acne, fie că li se pare că se îngrașă foarte ușor și au tulburări de ciclu menstrual și presupun, și informațiile mediatice sunt importante aici, că au o problemă hormonală. Al doilea motiv pentru care pacienta se prezintă în fața medicului endocrinolog este că nu este fertilă, deci nu poate să obțină o sarcină. Aceste paciente pornesc în primul rând un demers investigațional ca să excludem alte cauze ale acestor simptome și apoi, după ce sunt îndeplinite criteriile și este încadrat în definiția de ovar micropolichistic, urmează tratament și acesta în funcție de ce urmărim în primul rând. Dacă urmărim reglarea menstruelor, cel mai frecvent administrăm contraceptive, în special la femeile tinere și la adolescente. Dacă urmărim reglări metabolice și ale ciclului menstrual și pacienta își dorește sarcină, optăm pentru tratament numai progestativ, eventual asociat cu anumite medicamente care scad rezistența la insulină, pentru că ovarul polichistic nu afectează numai funcția ovariană și reproductivă, ci are și un impact metabolic important asupra rezistenței la insulină și din acest motiv pacienta prezintă un hiperinsulinism și se îngrașă ușor, și în acest domeniu recomandăm o dietă hipocalorică și exercițiu fizic, dar și medicație. Și, bineînțeles, și cu ajutorul medicului dermatolog, apelăm pentru criteriul estetic la epilare definitivă sau la anumite tratamente care să ne facă mai frumoasă pacienta.